United a avut un sezon bun. Chiar și în aceste condiții, echipa de la Dunăre a rămas fără vreun trofeu. David Asandei crede că formația sa a fost și victima unui scenariu bine pus la punct. Bineînțeles, așa cum spuneau toți sportivii, un trofeu este un trofeu până la urmă. Ne dorim, dar așa cum s-a întâmplat și în acest sezon, dacă stăm să ne gândim, a apărut peste noapte o echipă Timișoara în care s-a investit foarte mult și cu foarte mulți jucători străini, cu foarte mulți bani, cu un buget extraordinar. Au primit susținerea chiar și în ghilimele din partea federației, pentru că echipa națională României urmă să și desfășoare acele jocuri ale echipei în Timișoara. Noi nu avem aeroport la Galați, așa cum știm cu toții. Spun eu că ne-au privat de a merge și a ne bate pentru titlu. United are nevoie de întăriri pentru a ataca un trofeu în 2017. Cu doi jucători de mare valoare, formația pregătită de David Asandei poate să se gândească la cucerirea titlului de campioană.